Ne ocupăm de ceva bun, pur la bombuș. Dacă am zis bine, habar n-am. Dar mă corectează cu siguranță șef Samuel Le Torielec. A revenit în platoul nostru. Bună dimineața. Ce faceți? Foarte bine. Am zis bine, pur la bombuș. La bombuș, ui. La bombuș, care înseamnă pentru le canuscată, așa este. Așa. Ce gătim noi pur la bombuș azi, șef Samuel? Asta pentru la bombuș trebuie să faci. Uite-te, am linte, doar cu linte faci două rețete. Ok. Din cost că poți să faci și o supă cremă, că e foarte bun. Da? Da? Și poți să fii și garnitură curată. Este foarte, foarte gustos. Deci am întins rața acolo deja. Da, pierde rața, dar asta e ce vrei să-l faci. Le gătești cu puțin ceapa, bacon, bineînțeles, montana cu tot, va să fie foarte gustos și cremos. Și când vine aproape iarna, o toamnă, este perfect. Mm. Și altă va să fie și cu piept de rață tușut, cu jumar asta de la piele de la asta. O, ceva gustos. Și un pic de ceapă verde, un pic de vin, doar ceva, cum se zice, nu așa de greu, dar foarte bun și sănătos. Nu așa de greu, te referi la cum pică la stomac, dar de realizat e greu? Pentru mine nu. Păi da, nu, dacă te uit, nu e așa de greu. Nu, nu, tu știu că e foarte ușor, uite-te. Linte, apa, ceapă, când sunt gătit puțin, bacon, smântână și op, e gata, terminat. E ceva de complicat? Am senzația că nu e atât de simplu. E ușor în teorie. Cu ce începem? Care e primul pas? Alors, începem primul din cu asta, durez un pic mai mult. Bagam linte. Astea sunt linte caviar. Uite-te, sunt un pic mai mic, da, negre. Da, da. Dar astea sunt foarte gustos și cum se zice, când le gătești. Și dacă sunt gătit un pic prea mult, nu se spart. Ok. Tu știu, asta pentru mine este foarte mult. S-a întâmplat că tu faci ceva, uit, nu știu, copii vin soția. Hop! 5 minute prea mult, se spart. Asta aproape niciodată. Ok. Deci astea sunt mai pentru... Sunt mai prietenoase cu... Da, cu începători. Da, și pentru mine. Ok. Cos mai puțin asta... stres, practic. Da, da. Tu știu că asta, la munca de asta, cel mai ușor, se controlezi tot. Mm-hmm. Dacă poți să controlezi tot, după faci tot timpul ceva bine. Uite-te. Am zis că nu e complicat. A, băgăm așa, bucăți mari direct. Da. Perfect. Așa știu să tai ceapa, șef. Da? Da. Asta e perfect. Nicio problemă. Sare și asta de gătit la fiert durează aproape 15-20 de minute și după începem să le faci un pic mai mult și lângă asta le... Rață. Le petit canard. Cum se zice la... Le canard. Canard? Canard. Le petit canard. Voilà. Care rața, văd că o lăsăm cu tot cu piele, da, nu o pregătim în niciun fel. Tu știu de ce e foarte bun cu piele. Din cost că carnea asta e foarte, cum se da, e sănătos, dar cu pielea asta, tu știu, când gătești ușurel, pielea va să fie crocant și grasim se duce înăuntru. Mm. Și carnea e un pic mai, mai suculent, așa mai este. Fragedă. Mai fragil. Și asta e important, din cost că eu vezi, sunt foarte mulți oameni că tai, cum se grasim crestează. Asta, dar nu. Tu știu de ce, din cost că îl tai și după se gătești un pic prea repede, dar eu nu vreau. Vreau că grasim se duce înăuntru. Asta înseamnă un proces mai lent, probabil, da, dar rezultatul mai bun. Da, tu știu, mai lent 3 minute. Aha. Ok, aproape nimic. Am înțeles. Șef Samuel, ne apucăm de artă? Ne apucăm acum. Pictăm acest tablou culinar. Care astăzi ne gătește șef Samuel Le Torielec. Bravo. Deja sunt conisuri. Voilà. Așa. Și în tigaia aici, de fapt, nu. Hai să facem așa. Să o luăm cu începutul. Da. Ce gătim cu totul? Uite-te. Piept de rață. Da. Da, crocant. Și cu linte, risotto de linte, cu bacon, ceapă și pătrunjel. Dar lângă asta, pentru că asta va să fie garnitură și la rață, dar poți să faci și sub cremă lângă asta. Și tu știu că este foarte bun pentru copii și pentru noi, din cauza are și vitamini. Și la gust este incredibil, părerea mea. Perfect. Acum ne pregăteam să facem ceva interesant aici. Am prăjit puțin la fel și bacon pentru sup. Da. Se băgăm deasupra. Noi suntem la diet, dar asta și uite-te ce facem. Tot timpul bag asta, grasim deasupra, că la fel, se bag și înăuntru și e mult mai bun. E un pic mai... Da, uite-te cum... Îl ajută la rumenit, da, ce da, da. Facem aici. Op, asta și după ce vreți să fac eu, uite-te, le scos. Dar cum știi când să le scoți? Păi tu știu că eu am foarte multă experiență și cu DGT merge direct, dar dacă tu nu știu... Vreau să-mi dai acum, mine acasă, da. Tu are scorbitor. Da. Da. Bag pe mijloc unde e part cel mai gros. Bag înăuntru, scorbitor, da, 10 secunde și după unde e cel mai sensibil aici, îl bag aici. Da. Dacă e fierbinte, e bine făcut. Da. Dacă e temperatură de aici 37-38, medium rare și dacă e un pic cald, doar poți să suport, e 54 și asta e roze cum trebuie. Ok, pentru că, să vă arăt, veniți un pic aici, dragul nostru operator.
Am văzut culoarea asta aici, în capăt, se vede? Uh-huh. Și sunt curios, așa vrem să arate pe interior? Da, bineînțeles, da, nu e terminat. Cum să arăt eu să se vadă bine da, la camera? Da, asta e roze. A, așa, dar încă nu e gata? Nu. Acum, tu știu că l-am scos din tigai da. Și la fel carne că l-am scos din tigai, nu se oprește de gătit. Da? Aia... Donc, da, și se gătește acum, dar ce este foarte important când faci de asta, din cost că tu, cum se poți să zici că l-a stresat și tu când te arzi, faci asta, da? Da. Și după 10 minute revin înapoi și carne e mult mai fragedă. Și asta okay. Așteptam și se gătește. Sfaturile de la un profesionist. Arată foarte bine da. Și... Alors, asta, uite-te la noi cum am făcut. Cum se numește? Risotto de linte. Risotto de linte. Voilà. Am gătit o ceapă cu bacon, puțin prăjit, dar cum se necolorat. Și după am băgat linte, că am gătit înainte cu tine, a văzut? Da, da, da. Cu da. Asta. Și după, când a fost linte gătită, am băgat deasupra, puțin... smontana. Sare și piper, dacă vrei bag ustroi, orice, dar nu e terminat, adică la final bagam și un pic de patrujel de tot. Se fie și frumos și bun. Ok, și acum ce facem? Ce urmează să facem? Uite-te, eu fac, după ce fac ciorba, acum avem grasim adevărat. Da. Da? Ale, op. Și punem niște cubulețe de, da. Niște crutoane. Da, cruton. Și după asta se fie prăjit. E moale, până proaspătă. Și după... Le rumenim acum. Da, aici. Și va să fie mult mai bun și tutu. Asta e cel mai bun part de asta. Asta se numește suc și asta e gust de la rață. Donc, imaginez cum va să fie după. Dacă vrei, poți să bag și cimbru cu tot, dar neapărat. Și aici, când faci asta, nu bag, cum se zis, foarte mult ulei după va să fie gras, doar se prăjește asta cu tigai. Cât stăm cu ele? 2-3 minute, așa. 2-3 minute? Da, atât. Și cum ne dăm seama că sunt făcute? După sunt colorat și crocant. Și sunetul, cred că ne ajută, nu? Zdrângăne? Da. Încep să zdrângăne? Da. Perfect! Pentru că mi-e foame, am făcut și sport dimineață. Dacă nu m-ați văzut, vă rog frumos să vă uitați în reluare. Dar cu siguranță voi mânca ceva delicios. Da. Șef, suntem pe final de rețetă. Da. Alors, uite-te, am pregătit... Aloha! S'il vous plaît, madame, ça va bien? Oui, ça donc, va très bien. Am pregătit înainte din costum, am zis că te foame. Da. Donc aici e supa crema de linte, uite-te, cu bacon, că am prăjit și cu rața, cu tot, cruton, cu grasim. Și deasupra am făcut un salsatu cu puțin patrojel, ceapa verde, ulei sos. De muslin, un puțin sos. Din costuciu, că am mâncat asta, donc e foarte gustos. Și asta când bag aici, e un refresh. S'il vous plaît, c'est délicatesse, hein? Da, foarte bun, foarte dacă bun. Asta e supă crema de linte. De linte supă da. Crema de linte, bun. Și astea sunt bucățele de bacon. De bacon. Yes. Puțin. Asta e mai bun pe decor. Uite-te. Da. Și aici, donc aici, să e la le fel. Amintim celor de acasă că astăzi am gătit, piept de rață. Piept de rață, exact. Confiat. S'il vous plaît. Cu risotto. Voilà, cu risotto de linte caviar negre, puțin bacon, smontana și ceapă verde. Delicios. Ceva ușor. Și uite-te cum facem. Donc, asta sunt la fel. Da. Asta l-am mixat și exact la fel. S-a transformat într-o supă cremă. Da, da. Bun. Și acum face plating-ul, da? Da, da. Și tu știu că asta supa pentru copii e foarte bun. Foarte bună, da? Să știi că da, și uite, minte, sunt Thomas, foarte sănătos. Da, da, da. Are și proteină și fibră. De toate, uite. Faci la fel ca la italien pentru risotto. Poate bagăm un pic mai mult. Suntem pofticios. Aici avem și smântână. Puțin smântână. Da. Miroase foarte bine. Tu știu că eu de unde vin din Franța, noi unci spontana folosiți tot timpul. Da. Și eu nu înțeleg că femeile astea franțuzoicele sunt foarte, foarte slabe. La câtă pâine, la cât din cât la vin, că e puțin vin tot timpul. Deci ăsta e secretul. Da. Super. Uite-te, facem bun, așa. Am așezat lintea. Voilà, pot să bag și mai puțin. Așa, se taie bucățele pe... Da, ce vrei se să feliază, practic. Da. Da. Poți să-l lași întreg. Uh-huh. Așa, așa. Pac. Și la fel ce am băgat deasupra verdat, uite-te. Acela sos. Yes. Uh-huh. Poți să bag și ustroi, orice vrei tu, taron. Eu am băgat un pic mai simplu. Foarte bine. Și tu știu, cel mai simplu e cel mai complicat. Așa e, corect. Și eu am ajuns să fie simplu, cred. Sper. Uite-te, gata, ai terminat. Deci cam așa arată preparatul de astăzi, șef Samuel Le Torielec. Le Torielec. Bun. Da.